Mii de credincioși au fost prezenți la slujba de bobotează de la Comănești, desfășurată chiar în centrul orașului. La eveniment, pe lângă un sobor numeros de preoți, au fost primarul orașului Comănești, Viorel Miron, deputatul de Bacău comăneșteanca Cătălina Ciofu și subprefectul județului Bacău, Narcis Jitaru. Credincioșii ne-au mărturisit că obișnuiesc să vină de ani de zile la acest eveniment. Nu e să veniți de bobotează aici să luați aghiazmă mare? Da. Da? Vă place aici cum e organizat? Da, da. Da? Nu mergeți la biserică? Am fost și la cealaltă, dar venim în tot. Cât mai mulți preoți și luăm de aici. Am înțeles. Cât mai mulți și sfințăte de mai mulți. Am înțeles. E bine așa că se organizează în centru și că lumea are acces? Da, bineînțeles. Și venim cât mai mulți vin aici așa, din toate părțile. Da, văd că numai așa oameni mai în vârstă sunt și tineri? Vin și tineri, tu vin de acum, vin, că știi că la 12 jumătate ai dat. Deci ei vin atunci înainte? Da, da, vin atunci, vin să aglomerează acuși, să vedeți acuși. De câți ani veniți așa? Venim de 40 de ani. Aha, deci da. Să fie tradiție. Da, noi dai tradiție de aici, și cu datinele și cu aghiazmă. Azi ce nu-i bine să facem de bobotează? Să nu spălăm rufii, să n-aruncăm în apă nimic, nici vasele astăzi. Sfinte, nu? Da. Ați ținut post aseară? Da. Am înțeles. Veniți mereu aici de bobotează? Da, da. De unde sunteți? De aici, din Comănești. Din ce zonă? Din ce cartier? De aici, la Republice, exact de Sfântul Spiridon, la biserica de acolo aparțin. Am înțeles. Și am luat aghiazma seară de acolo, că s-a simțit la ora 4. Pe urmă, astăzi am fost la biserică, acum venim să luăm de aici aghiazma. Dar de cât timp ați venit aici? Tot timpul, de vreo 30 de ani, tot timpul venim aici, că se face, vin mulți preoți. Foarte frumos. E bine amenajat aici? Da, foarte. Nu se bulucește? Nu, mai se buluncesc alte dată, dar încet, luăm. Iasă un rând, intrăm alții și tot așa. Cu răbdare, nu? Cu răbdare. Mi-a zis aici, ziceați când am întrebat-o pe doamna, ce nu se face de bobotează? Am văzut eu că ați zis așa, ia să ne spune și nouă. Nu se... Nu se spală rufii, tot la fel, din fiecare 7 zile luăm aghiazmă dimineața, ne închinăm și cu asta stropim prin casă, să alunge toate duhurile rele. E foarte bun când Doamne ferește de o boală, de ceva. Vă ține așa tot anul aghiazma mare? Da, da, tot timpul. Eu am și de anul trecut, o am și acum. Și acum, da, și o pun la flori după aceea, la un an nu se aruncă. Sau la pomi. O pun la pomi sau la flori, eu le pun când stau la bloc, o pun la flori. Le bobotează în fiecare an. Da? Da. E frumos amenajat, vă place cum a făcut primăria? E foarte frumos, în fiecare an face frumos, este frumos și acum, numai cât timpul nu e atât de frumos cât ar trebui să fie. Adică? Adică nu e zăpadă, nu e gerul boboteze care trebuia să fie. Acă am fugit gerul boboteze. Acă am fugit gerul boboteze. Da, chiar că ne lipsește gerul boboteze, așa am învățat noi de mai, când eram mai tânăr, mai cu tare. Dar acum s-a schimbat timpul. S-au schimbat și oamenii. S-a schimbat, absolut. Dacă se schimbă timpul, se schimbă și oamenii. S-a foarte mult s-a schimbat și oamenii, se schimbă și timpul. Dar era mult mai frumos, cum v-ați spus, dacă era zăpadă și gerul care se spune de bobotează, sigur că da. Veniți des aici, doamna, de bobotează? Des că sunt născut aici, aici pe strada asta. Da? Da. Și să înțeleg că veniți așa de bobotează aici mereu? Aici venim mereu. Mergeți și la biserică? Ne-a invitat, da, bineînțeles. Am înțeles. Da. Vă place cum e organizat aici? Foarte, foarte frumos organizat. Pe aici s-au și pe de-astea de datinile, tot de aici au plecat. Și ați fost la datini? Au fost. V-a plăcut multă lume? Da, bineînțeles, dacă sunt de aici. Am înțeles. În sânge, nu? În sânge. Și anul acesta au fost sfințite apele râului Trotuș cu aghiasma mare pentru a-i proteja pe oameni și bunurile acestora. Veniți la slujba de bobotează, am văzut că multă lume și în centru, multă lume și aici la punte. E adevărat, toată lumea, îl apreciem pe domnul primar și ceea ce face pentru orașul nostru, face lucruri buni, de om gospodar, odihuit Trotușul din 2005, dânsul de atunci a intrat primar și de atunci orașul nostru este în ordine, curățenii, vine cu boboteaza și la punte, aruncă crucele în apă cum sunt obiceiurile și n-au mai fost inundații și probleme care să ne afecteze mai mult decât puterile noastre. Și credeți că din cauza faptului că o sfințește și apele râului Trotuș, de asta nu mai vin inundații?
eu știu, poate Dumnezeu a întors fața către noi. Da, și mai multe lumii să roagă și poate ne ocolește. Am înțeles. Să sperăm. Veniți mereu la la slujba aici, nu? Sigur că da, suntem de aici din zonă și da. Am, da, am fost și noi afectați, ne-a luat casa în 2005, dar Dumnezeu ne-a mai dat putere, am mai refăcut, trotușul este diguit, suntem... Nu mai stați cu emoții, nu? Nu mai stăm cu emoții. Acum e frumos, ne plimbăm pe malul trotușului, ne plimbăm pe faleză, ieșim la plimbare. Un mesaj dacă e pentru cei care n-au apucat să vină aici? La slujbă? Da. Da. Totuși ar fi fost bine să fac un sacrificiu odată pe an, să-mi vină, dar dacă n-au ajuns, Dumnezeu să-i binecuvinteze acolo, unii sunt, poate au anumite motive, și să fie binecuvântați, să avem un an cu sănătate, pace pentru toți acei care totuși cred în o forță supranaturală, Boboteaza. Ce să mai zicem, un an bun cu sănătate și la mulți ani. De altfel, un mare număr de credincioși s-au aruncat în apele râului Trotuș pentru a găsi crucile de lemn aruncate de preoți. Sunt curajos, ai pregătit, ai băgat în apă. Da, cum să nu, în fiecare am vrut să fac asta. E prima dată când faci sau mai ai făcut? Am mai făcut odată, acum vreo 5 ani. Și văd că vremea te ajută, e foarte bine azi. Foarte bine. De la pantalon scurs și tricou și gata, pregătit de... Pregătit de baie. E apa rece? E ok. Dar de ce te-ai băgat în apă? Să am noroc tot anul și sănătate. A mers? A funcționat? A funcționat. Sunt mulțumit și cu asta când am prins, da. Ok. Felicitări. Mulțumesc. Ai fost curajos? Te-ai băgat în apă? Bună ziua, sigur că da. Nu-i rece? Ba, da. E prima dată? Da. Văd că ai prins busuiocul. Da. Tradiția spune că nu se răcește dacă te bagi în apa de... Oricum îți răcit. N-am ce mai pierde. Ok. E prima dată când faci? Da. Și tradiția spune că cine se bagă va avea tot noroc tot anul, nu? Să dea, domnul. Te aștept la treaba asta? Sper. Ok, un mesaj dacă e pentru cei care sunt mai puțin curajos să facă și ei? La anul ăsta nu se mai poate. Da, merită încercat. Merită încercat măcar o dată, nu? Sigur că da. Mersi. E frig? Este frig. Cum e apa? Deci, vremea nu este foarte rece, dar apa e rece. E rece, nu? Ți-ai planificat să te arunci în apă azi? Păi nu, că eu am văzut... tot convoiul și zic că am întrebat un polițist, se aruncă crucea în apă? Da, hai că a lăsat mașina acolo, m-am dezbrăcat și am venit. Am înțeles. E prima dată când faci? Da, e prima oară și... Ai prins crucea. Că s-a întâmplat așa, da. Se spune că să ai noroc tot anul. Doamne ajută. La și nici nu răcești, că dacă te bagi în apă... Așa să fie, gata. Așa să fie. Doamne. Un mesaj pentru cei care sunt mai puțin curajoși? Păi frica e cel mai mare dușman al omului, pot spune. Da? Da. Deci da. Merită o dată în viață să merită, facă? Nu doar asta, orice fel de frică să treacă peste. Astăzi e o zi călduroasă, o zi frumoasă, o zi cu soare. Dacă era gerul boboteze, te băgai? Da, bineînțeles, mă băgam, da. Sigur? Păi eu fac metoda Wim Hof. Okay, cred că ați auzit de ea, sunt băi în gheață. Deci, cu alte cuvinte, ți-ai făcut antrenamentul? Da, îl aveam deja făcut, era pe nepregătite, așa că și sunt și salvamar, am crezut că e denotat, așa, dar na, nu avem unde aici în zonă. Da. Okay. Bine, mulțumim și multă sănătate! Și eu vă mulțumesc și Doamne ajută la toată lumea! Domnule primar, a fost un an în care de bobotează nu s-a aruncat cineva în apă? N-a fost niciun an în care să nu se arunce mai mulți în apă. S-au aruncat cel puțin 3, 4, 5, 10 persoane. Anul acesta au fost câțiva tineri care s-au aruncat, dar iarna de anul acesta este incomparabilă cu alți ani și se spune că cine se aruncă în apă să prindă crucea, acela va fi sănătos. Eu cred că va fi sănătos tot anul 2023 și nu vor fi niciun fel de probleme. Am înțeles că unul din băieții care s-au aruncat este chiar... în domeniul lui este salvamar, chiar și scafandru, am înțeles că este... Se aștepta să înnoate, dar nu prea are unde, că trotul și e micuț. Dacă vroia să înnoate, trebuia să înnoate contra curentului, să vadă dacă îl poate învinge. Curentul, că repede, trotul și este destul de repede și curge repede și destul de greu să poți înnota împotriva curentului. Se pare că oamenilor le lipsește gerul bobotezei foarte mult și aici și în fața, în centrul orașului, ne-au spus, dole, nu mai e gerul bobotezei. Deși lipsește gerul bobotezei, noi am avut crucea de gheață, ați văzut. Am văzut. Cam fiecare an, încă chiar am glumit cu preoții la început, zic că haide să începem că se topește
gheața și nu mai putem să mai avem cruce de gheață. Dar vedeți că clima se schimbă de la an la an. Posibil să nu mai avem iert, cine știe, să nu mai avem zăpezi. Dar noi putem să mergem mai departe. Anul acesta a ținut Dumnezeu cu cei săraci din cauza crizei energetice. Am consumat mai puțin gaz, mai puține lemne și nu am fost cutiți de gripă. Deși temperaturile nu sunt atât de reci, gripa era planificată și trebuia să-și respecte programul. Felicitări, ați avut un număr record de turiști, deși sunteți de puține zile, ca să zicem așa, stațiune, orașul Comănești, de puține zile. Ați avut un număr record de turiști, cred că veniți din toată lumea, din toate colțurile, oricât de îndepărtate. Da, de la an la an cresc numărul de vizitatori în orașul nostru, cu ocazia sărbătorilor de Crăciun, de anul nou și, nu în ultimul rând, special pentru festivalul de datin, care este cel mai mare festival de datin din România, pot să o garantez lucrul acesta. Și, așa cum ați văzut, ne-am trezit chiar în ziua respectivă, am avut și adrese oficiale prin care ne solicitau sprijin la diverse grupuri de turiști. Anul acesta, chiar în ziua spectacolului, ne-am trezit cu turiști foarte mulți care s-au prezentat chiar în ziua respectivă la primărie, unde ne-au solicitat să-i putem ajuta în diverse probleme. Ați făcut așa o estimare? Vă gândeați că va fi atât de mulți turiști de pe 30, când sunt tradițiile? De regulă, numai în perioada respectivă nu mai sunt locuri de cazare la pensiunile, nu numai din Comănești, ci și pensiunile sau locațiile de cazare din zona, din împrejurimile Comăneștiului. Dar recomandarea mea este, odată și devenind o stațiune turistică Comăneștiu, recomandarea mea este să se gândească fiecare investitor care dorește să facă ceva în zona noastră să-și construiască câte o pensiune. În felul acesta vor avea, știu eu, poate că chiar în viitorii ani, dar în următorii 10 ani, vom avea turiști. Câți turiști sunt în Comănești? Zeci de mii, vor veni și zeci de mii de afară. Felicitări încă o dată și un mesaj pentru comăneștieni pe final. Să dea Dumnezeu să avem un an mai bun, un an cu sănătate, să ne păzească Dumnezeu de toate relele, că din cauza aceasta am făcut și slujba de astăzi la Bobotează, să ne păzească Dumnezeu de inundații, de catastrofe, de cutremure și să putem să ne revedem cu mare drag și în alți ani.